Jumătate dintre românii care pun bani deoparte își țin economiile în bănci digitale, potrivit unui studiu Revolut. În ceea ce privește profilul celor care economisesc, cei mai chipzuiți sunt cei cu vârste între 35 și 44 de ani, care în 2023 aveau un cont peste 1000 de euro. În medie, un român a pus deoparte 3700 de lei în conturi de economii, reprezentând echivalentul unui salariu minim brut la nivel de economie. Totuși, generațiile mai mature, peste 45 de ani, dețin economii mai mari ca sumă medie per utilizator față de generațiile sub 35 de ani. Cea mai mare sumă medie economisită a fost înregistrată pentru segmentul de vârste 35-44 de ani, 5529 de lei. Aceeași categorie de vârstă se află și pe prima poziție conform datelor interne Revolut după suma totală economisită, 37,73%. Următoarea categorie de vârstă care este de asemenea preocupată de economisire este reprezentată de segmentul 55-64, cu o sumă medie economisită de 4.484 de lei, în timp ce 5,12% din suma totală a economiilor făcute de clienții români în conturi de economii Revolut este asociată aceleași categorii de vârstă. După ei, pe poziția a treia se află generația mai matură din segmentul 45-54, cu 4372 de lei în medie per client. Generația Z a pus deoparte în medie 1459 de lei, în timp ce sumele economisite de acest segment de vârstă se ridică la 9,75% din fondurile total economisite. Deși cei mai numeroși deținători de conturi de economie în Revolut sunt clienții din categoria de vârstă 25-34 după sumele total economisite, aceștia se află pe poziția a doua cu 30%, în timp ce valoarea medie a economiilor per client în acest segment este de 3612 lei, relatează observatornews.ro.